Sala sporturilor Romeo Iamandi a fost plină ieri, în ciuda faptului că fetele de la Gloria veneau după un parcurs ezitant în returul Ligii Florilor. Mai mult, elevele lui Romeo Ilie întâlneau ultima clasată în elită, fapt ce scădea mult din rețeta partidei. În ciuda premizelor, buzoienii au ținut morții să poarte către victorie echipa de handbal a orașului. Partida a fost una dificilă, cu toate că oaspetele poartă stigmatul Lanternei Roșii, întărite în intersezon. Clujencele sunt una dintre echipele cu parcurs bun în retur, beneficiind de câteva jucătoare remarcabile pe linia de 9 metri. Victoria, 27-25, a fost cu atât mai prețioasă, cu cât adversarele în lupta pentru evitarea retrogradării, Slatina și Galațiul, au pierdut. Ne așteptam să fie un joc dificil, pentru că echipa din Cluj a început să joace bine și chiar foarte bine, după cum am văzut la în ultimele jocuri. Le-am spus și fetelor la vizionare, este o echipă care a crescut mult valoric. Nu are importanță locul pe care se află, ci faptul că a început să joace foarte bine. Are o linie de 9 metri de invidiat, care aruncă de oriunde, oricum. Adică sunt puține echipe în Liga Națională care au așa o linie completă de 9 metri. Pentru buzoieni ce urmează două partide la fel de grele, în deplasare la Slatina și acasă cu Gloria Bistrița. Două rezultate bune ar scoate definitiv Buzăul din ecuația retrogradării. Urmează două jocuri la fel de dificile, săptămâna viitoare la Slatina, în campionat, și după aceea cu Bistrița acasă, ambele jocuri la fel de dificile. De fapt, toate jocurile de acum încolo vor fi mult mai grele decât în tur, pentru că acum toată lumea e disperată, aleargă după puncte și e greu să afirm că e un joc ușor. La finele partidei, handbalistele au fost aplaudate în picioare de o sală întreagă.